Format dintr-un stăpân și animalul său de companie. Astăzi le cunoașteți pe Olga Culcea și pe pisica ei, Ava. Cele două seamănă izbitor, iar noi avem dovada. Ava, iubita mea, o să fim vedete azi. Bună, eu sunt Olga și vă prezint pe Ava, este animalul meu de companie. Ne-am decis să ne înscriem la acest concurs pentru că am considerat că semănăm foarte bine. Avem amândouă ochii albaștri. Îmi place să mă îmbrac în alb, precum Ava, și să ne urmărim. Ava, ne bagi în seamă. Aici este Ava și își susține aici stăpâna, care va avea parte de un make-up ca la carte, că ne pregătim de niște poze spectaculoase, da? Ai emoții? Foarte mari. Se vede, dar am încredere în voi. Vorbeam cu tine mai devreme și noi. Și nu ascultam, nu auzeam. Nu, ascultai comenzile. Vreau să-ți spune că Ava e mai atentă la comenzi. Nu. Nu vreau, este... Măcar eu sunt stresată, dar ea așa o face pur și simplu, că este pisică așa adevărată, natural, naturală. Avem acolo perucă. Da, care ne ajută super mult. Adică o să completeze lucrul perfect. De acolo mi-a venit cumva, ne-a venit și ideea. Și eu zic că o să iasă minunat, mai ales că este frumoasă, deci n-are de ce să nu iasă. Exact. Bogdan, n-ai foarte mult de lucru, nu? Sau vedem cum punem peruca și cum... Mult de lucru, sincer, nu este, dar să nu stresăm atât animalul cât și stăpânul, am zis să recurgem și la artificii ce se poate și nu era ok acum să stăm să decolorăm părul la alb. Plus că Olga ador albul, adică acum va fi albă din capul în picioare. Ava este o personalitate foarte puternică, face numai ce vrea ea. Ce face? Face foarte multe prostioare. Spre deosebire de tăticul ei care ne așteaptă acasă, o altă persoană de aproape 3 ani, care este cel mai cuminte pisic din lume, ea este total opusul. Face numai năzbâti toată ziua. De când am adus-o acasă, era mică, era puiuț, a căzut de pe geam. De la ce etaj? Stăm la etajul 2, doar că de desubt este un mall și avem ca o copertină, așa, ca deci o terasă. A căzut cam de la vreo 2 metri, dar... N-a pățit nimic, da? N-a pățit nimic, după cum vedeți. A căzut în picioare, da? A căzut. Sau mai are 8 și-a pierdut o viață, acum, probabil. Așa, a căzut în cada cu apă, îi place foarte mult apa, în toaletă de câteva ori. Frăcioasă, îi plac bijuteriile, ca oricărei domnișoare, îi place ce scripește. Și mi-a mai găsit cât un ceas, cât o brățărică pitite pe undeva pe sub dulapuri, pe sub canapele. Deci îți fură bijuteriile și fură, ți le ascunde? Fură și le ascunde. Într-o zi am văzut o pleca cu telefonul, eram cu el în dinți. M-am îndrăgostit de tăticul Avei, se numește Mau. Era foarte mic, avea 800 de grame când l-am adus acasă și când l-am văzut acolo în magazin am zis că nu vreau să plec fără el. Deci așa a început. Și așa a început, da? Dragostea, da. Apoi tăticul i-am găsit o nevastă, albă frumoasă, exact cum este Ava, și a făcut 2 puiuți pe Ava și încă un pisoiaș. O poveste fani este cu Mau, care Mau când l-am cumpărat era fetiță. Deci în magazin erau în acea cușcă 2 pisici identice. Am întrebat-o pe vânzătoare ce sunt, mi-a spus că sunt fetițe. Am fost foarte fericită, am zis ce bine că fetiță vreau. Și acasă după 6 luni mi-am dat seama că era băiețel. După ce luasem zgardă roz, ciucurel roz, îi spuneam fetița mea, prințesa mea. Și da, a trebuit să se schimbe. Tocmai de aceea ți-ai și păstrat puiuțul fetiță, da? Da, pe Ava. Ava. Hai că-s obișnuit. Ava. Ok, mai fac ceva cu mâine, orice, dar mâine la tine în același loc cu privirea. Asta e probabil de aici, da? E ca și cum ar fi separat, ok? Asta e.
Veți vedea, oameni buni, că vom cunoaște și zilele următoare un alt iubitor de animale care seamănă cu animalul său de companie. Vă repet, am primit sute de mesaje, dar din păcate, din cauza condițiilor actuale, cu pandemia a fost mai greu cu deplasările, așa că vă rugăm să nu vă supărați, ținem cont de aceste fotografii și cu siguranță o să vedeți foarte multe materiale și vă mulțumim că ne trimiteți mereu mesaje pe WhatsApp.